Da, partea a doua emisiunii, spuneam în partea a treia cu Bogdan Teodorescu, o să analizăm ce se întâmplă pe scena politică, dar în această parte a emisiunii discutăm cu domnul Costel Atanasiu, virusolog, cercetător în Statele Unite ale Americii, român în Statele Unite ale Americii. Bună seara, bună seara, domnule Atanasiu. Bună seara. M-auziți bine? Da, vă aud bine. Când ați plecat din România? Iertați-mă că vă întreb. Am plecat din România în 1996. În 96, exact atunci începeam eu să fac emisiunea Marius Tucă Show. Păcat că n-ați prins, să știți, foarte interesant realizatorul emisiunii. Domnule Atanasiu, am câteva întrebări, sunt curiozități de ale mele. Am citit foarte mult despre COVID, ca toată lumea în perioada asta, tot felul de studii și așa mai departe. Prima întrebare. Spuneți-mi, vă rog, dacă e necesară a treia doză, se tot discută, mai ales în România, despre a treia doză de vaccin. Care este părerea dumneavoastră? A treia doză nu este necesară pentru toată lumea. Deci, aici, în Statele Unite, s-a pus problema în felul următor. Cei care sunt trecuți peste de 65 de ani, cei care sunt peste 50 de ani, dar au probleme de sănătate, au comorbidități, și chiar și cei mai puțin în vârstă, dar tot cu comorbități, trebuie neapărat să facă această doză. Apoi persoanele care, chiar dacă nu se încadrează în cele două categorii de mai sus, vin în contact permanent cu alte persoane și ele trebuie neapărat să facă doze. Acum, în România, am înțeles că toată lumea poate să facă. Este ok din punctul meu de vedere, dar vă spun, anumite persoane poate că nu e nevoie să facă deocamdată. Am înțeles. Spuneți-mi la cât timp după cea de-a doua doză, care este practica în Statele Unite ale Americii? Cât ține acea protecție de la, să spunem, două doze Pfizer sau Moderna și așa mai departe? Deci în medie ține 6 luni. Deci în medie ține 6 luni, fie de la fie că e vorba de vaccinare, fie că e vorba de infecția naturală. După 6 luni începe să scadă, pentru anumite persoane, scade sub nivelul de protecție. Și asta vorbesc în primul rând de persoanele mai în vârstă. Și am văzut chestia asta în Israel. Ați văzut că acolo, pentru că ei s-au vaccinat primii, dar au început prin decembrie, parcă, deci doza a doua au făcut-o în ianuarie, în cel mai rău caz, au ajuns prin mijlocul verii, chiar când a debutat varianta Delta, au ajuns să nu aibă un număr suficient de anticorpi și chiar persoane vaccinate s-au îmbolnăvit. Am înțeles. O altă întrebare, se discută foarte mult aici, știți că peste tot conspiraționiștii sunt prezenți și mai ales pe rețelele de socializare. Vaccinurile care sunt acum și s-au făcut relativ repede, vaccinul la ARN în primul rând, cu toate că, dumneavoastră știți mai bine, a durat 10-20 de ani, posibil, de când se studiază această tehnologie ARN. Modifică într-un fel ADN-ul? Auzim în fiecare zi lucrul ăsta și vreau ca dumneavoastră să ne vorbiți despre asta. Da, nu, nici măcar teoretic nu poate să modifice ADN-ul, mai ales cele pe bază de ARN mesager, pentru că ele intră în celulă și imediat ajunge în citoplasmă. Toată așa o substanță apoasă acolo care puteți toate organitele. Și acolo sunt ribozomii. Deci ribozomii se atașează apoi de ARN mesager și face o proteină, atâta tot. Nucleul este un alt compartiment foarte important și acolo este tot ADN-ul nostru. Și este protejat. Nu poate oricine să intre în nucleu și să iasă de acolo. Și ARN mesager în niciun caz nu poate să intre acolo. Deci nici măcar nu intră în contact. Deci sunt ca și cum ar fi în două camere diferite. Nici măcar nu vin în contact. Mai sunt foarte multe alte motive pentru care, chiar dacă ar fi în contact. Vorbim de ARN și ADN, sunt două structuri diferite, au compoziție diferită, nu se pot amesteca. Dacă prin absurd spunem că ar intra în contact, dar așa cum spuneți, nici vorbă să intre în ADN-ul nostru. Deci două camere, două celule diferite. Da, pentru că tot ați adus vorba, spuneați că nici vorbă să intre acolo. Dar ce ar putea să intre acolo, să schimbe ceva în ADN-ul nostru? Deci,
Eu știu de unde a plecat toată conspirația asta. Oamenii se gândesc la HIV. HIV-ul care este tot un virus ARN și acela se integrează în genomul uman, în ADN, dar nu o face în mod direct, pentru că, cum am spus, ARN-ul nu se poate integra în ADN. Are o reverse transcriptază, o enzimă care copiază această informație din ARN-ul mesager și o transformă în ADN. Și apoi acel ADN este introdus în ADN-ul nostru. Dar trebuie să înțelegem un singur lucru. HIV-ul vine cu două enzime foarte importante. Vine cu această reverse transcriptază și vine și cu o altă enzimă numită integrază, care integrează practic acel segment de ADN. Aceste două enzime nu există în celula umană, una la mână, și doi, chiar și virusul acesta care vorbim noi, coronavirusul, nu este un retrovirus, ca HIV-ul. Deci el nu are nici integrază și nu are nici reverse transcriptază. Deci nici vaccinul și nici virusul nu se poate, coronavirusul acesta despre care vorbim, nu se pot integra în ADN-ul uman. Cu ce v-a surprins coronavirusul ăsta? Care ar fi descrierea pe care ați face dumneavoastră? Virusolog, da? Ați văzut mulți virus și în ultimii 30 de ani de când munciți în Statele Unite. Care ar fi descrierea lui, dacă vreți, dacă se poate, poetică sau științifică sau prozaică sau pe înțelesul tuturor? Și ce v-a surprins cel mai tare la acest virus? Și de ce acest virus, o altă întrebare, a devenit pandemie? Da. Întrebări foarte bune. Nu aș spune că este un virus total diferit față de ce am văzut până acum. Pur și simplu, pandemia este dată de capacitatea lui de a infecta mai multe persoane. Deci dacă este foarte infecțios, atunci ajungem, bineînțeles, la pandemie, așa cum s-a întâmplat acum 100 de ani cu virusul gripal. Deci din punctul acesta de vedere nu văd neapărat o chestie ieșită din comun. Din când în când se întâmplă să apară un astfel de virus. Și tocmai pentru că, vedeți dumneavoastră, sunt alte virus, de exemplu Ebola. Ebola are o mortalitate mult mai mare. Tocmai pentru că are această mortalitate foarte mare, nu se poate răspândi peste tot. Deci cumva mortalitatea este invers proporțională cu contagiozitatea. N-am înțeles ce a spus. Mortalitatea este invers proporțională cu contagiozitatea. Da, în cazul acesta, da, așa este. Deci dacă persoana moare, bineînțeles că nu se mai poate deplasa și moare foarte repede. De la Ebola moare foarte repede, câteva zile. Uh-huh. Deci asta este problema. Uh-huh. Deci nu m-a surprins nimic în mod deosebit. Vă spun sincer, nu m-a surprins doar că e un eveniment odată la 100 de ani. E adevărat, pe dumneavoastră nu, dar a surprins cumva omenirea, știți? Adică e un mic deranj la omenire. Pământul e un pic deranjat de asta. Lumea, viața noastră a tuturor. De ce? Da, din păcate, fiind pentru prima oară în viața noastră, deci noi nu ne-am întâlnit, în istorie s-au mai întâlnit cazuri de însă, dar pentru noi, fiind pentru prima oară, ne-a luat prin surprindere. A luat și autoritățile prin surprindere, a luat pe toată lumea. Pentru că nu ești pregătit. Nu face nimeni un depozit acolo de măști imens ca în caz că vine așa ceva la o dată la 100 de ani. Vă dați seama că nu ai, nu faci un exces să ai undeva paturi pentru ateiști, știți, ca să... Nu. Deci, din punctul ăsta de vedere, cum să vă spun eu, practic nu poți să te pregătești pentru așa ceva. Doar dacă nu ești un pic mai paranoic și faci acolo o rezervă micomensurabil de mare, poate vine așa ceva. Dar noi ne gândim la rezerve de vin roșu pe viitor, atunci când se carantinează. În rest, nu ne-am gândit la foarte multe probleme. Pentru că, vedeți, și dumneavoastră spuneți, a spus în multe lucruri, dom'le, importantă e, nu numai că nu e deosebit acest coronavirus, culmea, dar este, dacă veți, mai previzibil și mai constant, cu toate că are diverse mutații, decât ăsta, virusul gripal. Și aș vrea să explicați de ce, să le puneți față în față. Lumea iarăși e un pic confuzată și e normal să fie așa, pentru că nu are experiență în domeniu. Și are impresia că acest virus are o rată de mutageneză foarte mare. De fapt, are o rată de mutageneză de cel puțin 10 ori mai mică decât virusul gripal. Dar problema este că avem foarte, foarte mult virus. Asta este, dacă foarte multe persoane sunt infectate și chiar dacă cu o rată mică de infecție, tot se produc foarte multe mutații. Mutațiile apar în momentul în care
în care virusul își copiază genomul, își copiază ARN-ul lui. Și are acolo, are niște enzime care fac chestia asta și sunt primitive. Virusurile sunt cele mai primitive organisme posibile și sunt primitive și fac greșeli. Deci în loc să o copieze exact, mai face o greșeală pe aici pe acolo. Așa sunt toate virusurile. Partea bună, avem noroc să știți, acest coronavirus, enzima respectivă care copiază chestia asta, după ce termină și după ce face o mulțime de greșeli, merge înapoi, are și activitate de proofreading, îi spune. Merge înapoi pe secvență și vede unde a făcut greșeli. De corectare pe înțelesul tuturor. Adică se întoarce, vede unde a greșit și repară. Nu le repară pe toate. Tot rămân. Dar vă spun, dacă acest virus ar fi fost dacă n-ar fi avut această activitate de proofreading, ar fi fost un dezastru. Practic, nu știu dacă am fi putut face un vaccin. Așa, s-ar fi schimbat atât de repede încât n-am fi putut să ținem pasul cu vaccinul, n-ar fi putut să țină pasul cu mutațiile. Și mai e o chestie interesantă de asta, dar știți, având și eu o vârstă, totuși mai uit, dar mi-aduc aminte imediat. Chestiunea asta care e extraordinară, vaccinurile, deci vaccinul anti-COVID este mai bun de vaccinul antigripal. Odată pe an, vaccinul antigripal deja se schimbă, trebuie să se schimbe pentru că anticorpii aia nu mai sunt buni, nu mai fac față. Pe când aici, și aici răspunde și la o altă întrebare esențială, uite, după aproape 2 ani de zile, sau după aproape 1 an de zile de când a fost vaccinul, încă acoperă toate tulpinile. Da, exact din acest motiv. Deci, la virusul gripal nu putem să spunem că nu mai face față, că nu mai sunt bune anticorpii, ci pur și simplu virusul s-a schimbat atât de mult încât anticorpii nu-l mai recunosc. Deci, pentru sistemul imunitar e ca și cum ar fi un alt virus. Asta este problema. Pe când aici, într-adevăr, mutațiile sunt mult mai lente și, din punctul acesta de vedere, face față. Problema cu care avem cu virus, cu vaccinurile actuale, este alta. Deci nu creează foarte multe, sistemul imunitar nu creează foarte multe celule B și T de memorie. De obicei asta se întâmplă cu un vaccin foarte bun. Deci ai o infecție sau faci vaccinul, imediat sistemul imunitar începe să producă celule B, care la rândul lor fac anticorpii, și celule T. O parte din acestea le pune deoparte, sub formă de celule de memorie. Ei, procesul acesta nu este foarte bun în cazul acestui virus. Și depinde doar de virus, pentru că nici infecția naturală nu este mai bună decât vaccinul. La fel, nu pune suficiente, celule de memorie deoparte. Când faci booster, când faci rapelul, mai crește un pic numărul de celule de memorie. Când faci booster, crește și mai mult. Așa că la un moment dat s-ar putea, tot stimulând sistemul imunitar, să avem suficiente celule de memorie încât să nu mai fie nevoie de vaccin. Uh-huh. O singură condiție, să nu se schimbe foarte mult virusul între timp. E adevărat. Era o întrebare. Dacă avem imunitate mai mare sau mai complexă de la vaccinuri sau de la trecerea prin boală? Cam la fel. Deci am văzut, depinde ce articole citești, unele arată că vaccinarea ar fi un pic mai bună, celelalte că trecerea prin boală ar fi un pic mai bună, dar chiar și cele care spun că există diferențe, diferențele sunt foarte mici, sunt nesemnificative. Ce este foarte bun este să amesti, dacă ai trecut prin boală, să-ți faci și un vaccin. O singură doză de vaccin duce la o stimulare a sistemului imunitar fantastic de mare, mult mai mare decât două doze de vaccin. O singură doză, dacă ai trecut prin boală. O singură doză. Nu trebuie a doua. Deci asta dacă ai trecut prin boală. Dacă ai trecut prin boală. Dar vedeți, aici este o altă problemă. Că prin boală nu trece toată lumea la fel. Una e să fie asimptomatic, alta e să fie avut așa un pic de răceală, alta e să ajungi la spital sau să fii și intubat. Cu cât a fost mai gravă boala, cu atât sistemul tău imunitar a reacționat mai tare. Deci la o persoană care a trecut destul de serios prin boală, dacă își face o doză de vaccin, e protejat probabil pentru... Știți că în Franța, și eu repet asta și nu înțeleg de ce autoritățile din România n-au făcut acest lucru, în Franța, în momentul în care ai trecut prin boală și ți-ai făcut o singură doză, primești certificatul verde. Da. Cum, este o chestie bună. Cum se întâmplă în America, apropo de asta? Trebuie să treci prin boală, să fii făcut vaccinul, ambele doze și să ai test negativ ca să poți să participi la întruniri, la manifestări și așa mai departe, la altfel de activități? Deci două doze de vaccin sunt suficiente, nu e nevoie să ai boosterul. Uh-huh.
Dacă ai trecut prin boală, vedeți, uite, chestia asta nu știu. În mod sigur, dacă ai trecut prin boală și ai o doză de vaccin, poți să faci. Dar nu știu exact dacă ai trecut numai prin boală. Și testul este folosit? Certificatul european asta presupune cele trei lucruri de care vă spuneam. Dar nu știu de test. Nu știu da. De test. Spuneți-mi, vă rog, de unde... Poftiți? De genul ăsta să știți că nu am avut. Deci noi nu am... E un pic mai lejer aici. Este un pic mai lejer din acest punct de vedere. Mm-hmm. Deci cum vă explicați ceea ce se întâmplă în Florida? Știți că acolo libertate totală, cazuri foarte puține și așa mai departe. Care ar fi explicația dumneavoastră de specialist, de virusolog? Nu știu ce informații aveți dumneavoastră. Nu este chiar așa, să știți. În Florida și în Texas, unde au lăsat mai liber, chiar au un număr foarte mare de Vă citesc imediat. Noi vorbim aici numai pe studii, deci nu ne permitem luxul să facem altceva decât să citim studiile care apar. Dar până atunci o să-l găsesc imediat studiul legat. Dacă găsiți, da, sunt interesat. Eu, din câte știu și urmăresc aproape zilnic chestia asta, văd că Texasul este foarte, foarte sus, la fel și ei au foarte liberală chestia asta cu măștile și cu tot. Și la fel și, la fel și Florida, dar din câte știu, numărul de cazuri este foarte mare acolo, nu este mic. Bun, o să găsesc imediat materialul și o să, poate îl găsesc colegii mei, că nu pot să-l și caut să și vorbesc cu dumneavoastră în același timp. Apropo de ceea ce vorbeam mai devreme, haideți să vă arăt două grafice și vă rog să le priviți și să-mi explicați dumneavoastră. Vă întrebam înainte de toate, de ce vorbiți atât de bine românește? Vorbiți acasă, în familie, românește? Cum să uit română? Am plecat, aveam 28 de ani când am plecat, cum? Să poate să uit românește. Plus că soția e româncă, da. Vorbiți acasă românește. Copiii sunt americani? Aveți copii? Am un copil, da. Și e american deja, nu? S-a născut acolo. El e american, s-a născut aici, dar vorbește și românește. Dar de unde sunteți din România? Din Galați. Din Galați. Nu e nimeni perfect. Vrei și mai exact. Nu e nimeni, nu e nimeni perfect. Galați. A fost luată la Galați copilul noastră? Câți ani are? A fost are 17 ani, aproape toate vacanțele și le-a făcut în România. Și îi place? Îi place la Galați? Îi place foarte mult, da. Păi normal, că la Galați e frumos, nu e ca în America. O să pun pe ecran acum două clasamente și o să vă pun o întrebare. Îi rog pe colegii mei să pună cele două clasamente, cele două tabele. Dați titlul de pe acolo. Deci, apropo de ceea ce se întâmplă cu decesele în România, da? Da. În Europa, pardon. România este pe primul loc. Aveți acolo numărul de decese, rata de notificare a cazurilor de 14 zile la 100.000 de locuitori și rata de notificare a decesului pe 14 zile, adică pe 2 săptămâni, la 1 milion de locuitori pentru perioada de raportare. Locul 2, Bulgaria și așa mai departe. Care credeți că este cauza, domnule Anastasiu? Atanasiu, iertați-mă. Nicio problemă. Iertați-mă. Păi, cum să vă spun? Hai să vedem și cel de-al doilea clasament și după aceea să vedem pe domnul Atanasiu, vă rog. Da, absolut. Acum, asta este o chestiune foarte importantă și foarte interesantă și să spuneți dacă există o legătură între cele două, că eu încă mă mai întreb. Deci vedeți aici cum stăm, apropo de vaccin, suntem undeva la coada clasamentului, la vârsta 88 de ani, 80 plus 22% din categoria aceasta s-au vaccinat, 70-79-41, 60-69-44, 50-59-45, 25-49-39, 18-24-36, mai puțin de 18 ani, 4%. Spuneți-mi. Este o legătură directă, nu este nicio îndoială, este legătură directă între numărul de cazuri și să-l vedem pe vaccinare. Da, să-l vedem deci pe domn. Este întâmplător că România și Bulgaria sunt pe primele locuri la numărul de morți pe cap de locuitor în ultimele zile, pentru că tot acolo se găsește vaccinarea cea mai puțină. Deci trebuie să înțelegem chestia asta, că vaccinul protejează, chiar dacă nu este perfect, protejează destul de mult. Sunteți de acord să se vaccineze copiii? Da, sigur că da. Pentru că dacă m-ați fi întrebat acum 6 luni, poate aș fi ezitat să spun chestia asta, dar acum a ajuns varianta Delta, care este mult mai infecțioasă. Asta este problema.
Pentru că produce mai mult virusul pe care îl iei de la o cantitate de virus care e de la o persoană infectată este mult mai mare. Și acum, de aia și foarte mulți vaccinați au problema asta. Nu tot atât de mult cât nevaccinații, dar tot au și o problemă. Și copiii au început și ei să fie infectați într-un număr mare. Și chiar am văzut aici o statistică în America. 25% din cei internați acum sunt copii. Copiii nevaccinați, pentru că n-ai cum să-i vaccinezi, că sunt prea... Deci asta este foarte mult. Și având în vedere că avem această variantă Delta, da, cred că trebuie vaccinați și copiii. Dar ei dezvoltă foarte rar, foarte puțin copii care dezvoltă forme care necesită spitalizare, imunitatea e altceva. Deci cu toate acestea credeți că e bine să se vaccineze copiii? Care deci, copii? De la 12-18 ani sau copiii de la 5 până la 12 ani? Toți. Toți trebuie vaccinați. Bun, dar contraargumentul este acesta. Copiii nu dezvoltă forme grave, imunitatea lor mult mai bună, numai dacă e să fie bolnavi, poate atunci să se întâmple, să ajungă în spital și așa mai departe. Da, este acest contraargument, într-adevăr, dar vă spun, contraargumentul acesta a fost valabil înainte să apară varianta Delta. Mm. Faptul că sunt 25% de copii internați în spital, asta spune foarte mult, asta este grav. Nu poți să mai spui că nu îi afectează. V-am spus, înainte de varianta Delta, da, puteai să spui chestia asta. Deci 25 de copii sunt în spital, deci au forme grave, vă dați seama cât sunt infectați doar. Deci acum, virusul neavând persoanele celelalte în vârstă, mai în vârstă sau în vârstă fiind vaccinate, reușește mai greu să pătrundă acolo și atunci, normal că copiii nefiind protejați se repede la ei. Deci trebuie să ne gândim din punct de vedere al copiilor, protecția lor. Și în al doilea rând și pandemia în general. Vă spun, dacă nu toată lumea este vaccinată, inclusiv copiii, nu o să terminăm foarte curând chestia asta, pentru că copiii vor răspândi la liber virusul mai departe. Miracolul din Florida. Ratele epidemice sunt la limita inferioară, deși nu există restricții sau obligații. Epidemia COVID este cu totul diferită în Florida. În mod inexplicabil, numărul cazurilor și deceselor scade rapid, deși nu au fost implementate măsuri suplimentare. Datele publicate de Centrul pentru Controlul și Prevenția Bolilor, CDC, arată că Florida are unele dintre cele mai scăzute rate de incidență și mortalitate din țară. Este o situație oarecum similară cu cea observată în întreaga țară, unde cifrele epidemice sunt la cel mai scăzut nivel de după aprilie 2021. Dar, spre deosebire de alte state care au cifre asemănătoare, cum ar fi California, unde au fost implementate măsuri stricte, purtarea măștii, limitarea adunărilor, închiderea barului și restaurantul la interior, Florida a fost scutită de restricții. O să vă trimit materialul. La jumătatea lui august, epidemia COVID părea că nu poate atinge cote mai alarmante decât în Florida. Statul înregistra aproape 26.000 de cazuri pe zi și o medie de 101 decese la 100.000 de locuitori. Era un val cu 44% mai puternic decât cel înregistrat în ianuarie 2021, când se înregistrau 18.000 de cazuri pe zi. Și vorbește de rata mortalității, undeva la 0,1% la 1000 de... Vă trimit materialul. Da. Am deschis și eu, între timp am deschis și eu o statistică aici să văd cum stă cu numărul de cazuri. Deci ei au avut vârful în august, înțelegeți? Da. Și virusul vine în valuri. Virusul vine în valuri, a infectat foarte multă lume în zonă și acum practic nu prea mai are pe cine să mai infecteze. Și normal că scade. Normal că scade. În zona aia acolo, asta de aia avem valuri, vă spun. Deci nu avem valuri, dar acolo nu a fost nicio restricție. Asta e diferența, de exemplu, față de California. Ne oprim 2 minute pentru publicitate și continuăm discuția noastră imediat. Domnule Atanasiu, o ultimă întrebare din partea mea și dacă dumneavoastră după aceea vreți să completați, să spuneți ceva ce vreți să le transmiteți, să le spuneți celor din România, vă rog să o faceți. Întrebarea mea este legată de ARN mesager. Știți bine că se vorbește despre faptul că o să vedeți voi, este o amenințare permanentă, eu încă nu m-am vaccinat, că o să crească solzi, că o să vezi și o să producă în organism.
Dacă vreți să spuneți câteva cuvinte despre ARN Messenger și mai ales că se lucrează, se cercetează, se studiază de mult timp această metodă și ce înseamnă ea, dacă o să ducă la creșterea solzilor, a branhilor sau a coarnelor, da, de cerb. Bănuiesc că altfel, nu, după un vaccin sau două, coarnele vor fi de cerb. Deci, ARN-ul Messenger nu este un compus sintetic care a fost inventat acum câteva luni, care este pus în vaccin. Deci este un compus natural, fără de care viața nu este posibilă. Este vechi de miliarde de ani. De foarte, foarte mult lung. Și vă spun și care este rolul lui. Pentru că, v-am spus mai devreme, există această compartimentare. ADN-ul nostru se găsește în nucleu. Pe când ribozomii, fabricile de proteine, se găsesc în citoplasmă, în momentul în care celula are nevoie de o proteină și are tot timpul, pentru că acestea se degradează, trebuie toată informația fiind stocată în ADN, cumva trebuie să fie accesată de ribozom. Și nu are cum. Nici ribozomul nu poate să intre în nucleu, nici ADN-ul, care este enorm, nu poate să iasă de acolo. Și atunci are nevoie de un intermediar. ADN-ul își copiază, cu ajutorul unei enzime, copiază exact informația care o are pentru gena respectivă, care va codifica proteina. Acea porțiune mică de ARN mesager iese prin porii nucleari și ajunge în citoplasmă și acolo se întâlnește cu ARN-ul, cu ribozomii care formează proteina. Imediat acest ARN mesager dispare. Nu are sens să-l țină mai mult, pentru că altfel ar continua celula să producă acea proteină la infinit. Și atunci preferă să-l facă foarte instabil. Și dacă mai are nevoie, mai facem cu un ARN mesager. Nu este nicio problemă. Deci nu trebuie să ne speriem de acest ARN mesager. Este ceva natural. Este ceva natural. Noi, de fapt, nu facem decât să copiem niște chestii deja existente. Credeți că va apărea? Se discută de unul dintre vaccinuri, un vaccin tradițional, să spunem așa, cum este vaccinul antigripal? Este, va apare în curând Novavax-ul, care este un vaccin pe bază de proteină virală. Deci, în loc să-ți bagi ARN-ul mesager care să producă proteina virală în interiorul corpului, îți injectează direct proteina virală, spike-ul. Îți injectează direct acolo. Deci îl fac ei în laborator, fac proteina în laborator și ți-o injectează prin vaccin. Este o metodă ceva mai tradițională, deci se folosește de multă vreme și ideea a fost tocmai, vedeți, în momentul în care introduci un alt, bagi același virus acolo, există niște riscuri acolo, înțelegi? Dacă nu l-ai omorât bine, de exemplu, poți să te infectezi. Mm-hmm. În schimb, dar în momentul când ai trecut la vaccin pe bază de proteină, riscul acesta dispare. O proteină nu poate să-ți facă absolut nimic. Am asta înțeles. Este diferent. Ce nu știm despre coronavirus? Despre COVID? Ce nu știm despre coronavirus, așa cum v-am spus, nu știm exact procedeul acesta prin care își produce aceste celule de memorie. Dacă am putea să controlăm dacă am putea înțelege foarte bine ce se întâmplă acolo, am putea să facem un vaccin extraordinar de bun, care l-am face o singură dată. Dar asta, de fapt, nu este o chestie neapărat pentru coronavirus. Toate virusurile sunt așa. Deci nu am reușit să spargem informația aceasta, să înțelegem informația aceasta, cum anume organismul. Păi hackerii aia ce fac? Românii sunt cei mai buni la hackerit. Ce fac? Nu, să spargă. Dar se va termina pandemia la anul în primăvară? Credeți că e posibil? Este posibil dacă fie ne vaccinăm toți, fie ne îmbolnăvim toți. Deci una din două. Deci sistemul imunitar trebuie să fie stimulat și atunci avem suficient de mult anticorpi încât virusul nu mai are pe cine să infecteze la un moment dat. Am înțeles. Găsește el pe cineva. Experimentul de vaccinare masă a locuitorilor unui oraș ucrainean a funcționat. Rate foarte mici de infectare și nici ospitalizare legată de COVID. Un experiment realizat în Ucraina, o campanie agresivă de vaccinare a tuturor locuitorilor unui oraș mic a dat rezultatele așteptate. Rate foarte scăzute de infectare și nici ospitalizare COVID-19. Nici ospitalizare. Deci, apropo de ce vorbeam despre vaccinare, pentru că sunt... De ce credeți că românii sunt împotriva vaccinării? Din mai multe motive. Cel mai important este pentru că nu au încredere în autorități. Și în mod automat, când autoritatea spune ceva, ei trebuie să spună exact pe invers.
Asta este. Corect. Deci, diferența care este între români și alte națiuni este exact diferența între încrederea pe care o au națiunile respective în factorii de decizie. Asta este cel mai important. Vă mulțumesc mult, ținem legătura, vom mai discuta și altă dată, să sperăm că pandemia va lua sfârșit, dar noi putem discuta despre ce a însemnat asta și care sunt modificările la nivelul umanității. Până la urmă, mai citeam un studiu aici, le puteți găsi, le spun nu dumneavoastră neapărat, dar și dumneavoastră, celor care ne urmăresc în fiecare seară, pe smartradio.ro, prezența unor gene care ajută la reproducerea coronavirusului în organism poate explica formele grave de COVID dezvoltate de tineri. Sunt, știți bine, cazuri în care nu au boli, sunt tineri și așa mai departe, nici vorba de obezitate, e una dintre principalele cauze și noile descoperiri făcute, sunt niște cercetători francezi care au studiat 72 de pacienți cu vârsta sub 50 de ani, spitalizați și 47 grav bolnavi și 25 cu forme ușoare. Și un alt lucru, apropo de oamenii care sunt mai plinuți, un studiu a descoperit legătura dintre obezitate și forma gravă de COVID-19. Coronavirusul infectează celulele adipoase. Nu? Nu știu dacă e chiar așa. Asta spun... trebuie să aibă acel receptor, AC2, cum spunem noi. Școala, de spune doctorul Catherine Blish de la Școala de Medicină a Universității Stanford. Și dă aici toată... S-a mai descoperit și un antidepresiv care dă rezultate foarte bune, da. Nu mai știu substanța acum. De curând, da. Da, care dă rezultate foarte bune și e foarte ieftin. Vă mulțumesc mult de tot pentru prezența în această seară. O singură secundă. Vă rog. Apropo de ce a spus dumneavoastră mai devreme cu diferența între Florida și California, de fapt, asta este un exemplu foarte bun de manipulare a presiei. De nu știu de către cine, dacă e făcută intenționat sau dacă este făcut de cineva care nu se pricepe la a citi aceste date. Deci tocmai am verificat, cât a fost un pic pauză, am verificat și este exact pe invers. Deci în Florida au fost la maxim, au ajuns 26.000 de îmbolnăviri pe zi. 26 am spus de asta, da, am spus asta. Au 20 de milioane, rețineți. California a ajuns doar la 13.000 la jumate și sunt 40 de milioane de oameni. Și la morți a fost la fel. Deci, practic, în California acum a fost un pic foarte mic comparativ cu celelalte două și la infectări și la morți, pe când în Florida a fost cel mai mare pic posibil, cel mai mare val posibil și de infectări și de morți. Asta este. Eu spuneam ce e acum. Eu vă spun, normal că în moment ce a trecut valul, putem să luăm valoarea aia mică, când a ajuns jos de tot. Dar asta nu este important, v-am spus, nu are pe cine să mai infecteze. Și să știți că tot jos este și California, tot jos este și acolo. Deci trebuie să fim foarte atenți cum citim aceste date. Sunt foarte atenți. Eu am spus de la bun început că au avut un vârf, că au avut 30.000 de cazuri și așa mai departe. Un antidepresiv folosit pe scară largă scade cu 2/3 riscul de spitalizare al bolnavilor COVID-19, arată un nou studiu. Rezultatele unui amplu studiu clinic realizat în Brazilia arată că medicamentul fluvoxamină a redus cu 1/3 rata de spitalizare.